Irresponsabilitate totală. Un șofer de microbuz a fost prins beat la volan. Acesta circula pe ruta Orhei Noroceni și, culmea, transporta 6 pasageri. Oamenii ilegii l-au depistat pe bărbatul de 56 de ani, în timp ce verificau dacă șoferii transportului public respectă regulile epidemiologice. Bărbatul a fost oprit de poliție în jurul orei 8 dimineața. Testul alcool scopic a arătat o concentrație de aproape 2 ori mai mare decât norma admisă. Pasagerii au fost nevoiți să aștepte un alt microbuz pentru a ajunge la destinație. Instanța de judecată va stabili pedeapsa pentru făptași.